Am pornit filmarea cu totul cu altă scenă, absolut superbă, dar ce ziceam eu? Astăzi încercăm să facem acel 105 over, finally, după calculele mele și ce ați zis voi acolo în comentarii, e trebuie să-i dau rank 4 lui Zidane și lui Arnold, sau este și varianta să aduc un jucător de peste 100 sau 101 over în locul lui Mbappé acolo, dar tot preferabil cu rank, iar pentru treaba asta e nevoie de ce? De Mascherano și am decis să cumpăr PES-ul actual de la Anniversary, pe care nu prea doream să-l iau, mai ales la cât de tare ador acest eveniment. Dar am făcut treaba asta, l-am luat pe Matuidi, am luat ce jucători am mai luat eu pe acolo, însă Matuidi ăla e destul de ieftin în acest moment, la 50 de milioane. Normal, pentru că este la PES și poate să-l deblocheze toată lumea și vreau să verific eu. Dacă ați rămas fără jocuri în buzunar, găsiți la Eneba o grămadă de oferte și acum este o super promoție în care primești 12% cashback la anumite titluri, inclusiv la unele absolut super mega insane și dorite de mulți, inclusiv de mine, cum ar fi Resident Evil. Sunt mai multe jocuri din serie 7, 5, 6, Evil Village, de asemenea și alte jocuri, precum de la Last of Us, și majoritatea jocurilor le găsiți pentru diverse platforme pe care vă jucați, PC, PlayStation sau pentru Xbox. Procesul de cumpărare, activarea cheilor este super simplu, găsiți și pe site-ul lor tutoriale cum puteți să faceți treaba asta și explicații. Dacă ceva nu înțelegeți, nu funcționează, contactați suportul 24 din 24, 7 zile din 7. O chestie la care trebuie să fiți atenți doar când cumpărați o cheie, un joc, este această secțiune, dacă cheia respectivă este activabilă, valabilă în regiunea dumneavoastră sau nu. În Moldova eu mai am problema asta că mai sunt cheițe care nu sunt valabile, dar în România, de exemplu, în Uniunea Europeană, cam orice cheie poate fi activată de pe aici. Atrageți atenția la acest aspect. Evident, găsiți și jocul nostru mult dorit PC25 la prețuri deja ceva mai avantajoase, văd și la un 50-60 de euro. La Eneba puteți să cumpărați și gift card-uri pentru jocuri, coins, FC points, inclusiv dacă vă interesează pentru PC25 și alte jocuri de asemenea. Ce să verific cât costă alt jucător de 100 OVR pe CM în acest moment, pentru că ar putea să mai crească în preț după ce se termină Anniversary Actually. Uite că avem jucători de 98 OVR pe CM, care costă mult mai mult de atâta. Și Matuidi al meu nici nu se vede pe aici și că nu-l arată. Și cred că o să fac așa, o să aștept după eveniment, că vedeți, lejer peste 100 de milioane orice CM de peste 100 OVR și Matuidi al meu costă mult mai puțin. Cumva am monitorizat aceeași situație, în special la cardul lui Ribery, care a fost la un PES de 97 OVR left winger. Ăla la fel costa foarte puțin cât era la PES spre final și după s-a dublat sau chiar s-a triplat prețul său, pentru că era un left winger super bun și lumea dorea să-l cumpere după, nu mai era pe market atât de mult datorită lipsei PES-ului din joc deja. Cred că se va repeta o situație relativă și cu Matuidi și măcar la un 70-80 de milioane să-l vând, dacă nu la peste 100, dar la 50 de milioane nu are sens. Am decis să merg pe a doua variantă, inițial, și vedem deja câți Mascherano am și pentru rankuri. Și am cumpărat un left winger nou pe care tot îl mai vânam, mă uitam acolo la prețul său, ce cum se... Se prezintă situația și până la urmă, uite că l-am cumpărat pe Eden Hazard și l-am luat instant cu rang 2. Că ați văzut cum stăm cu Mascherano și mă ajută măcar să-l iau cu rang 2 inițial. Domnul Mbappé, adio, ne-ai slujit bine de la Team of the Season încoace, te-am adorat pur și simplu, dar Zidane, Hazard cu 4 ratinguri peste... Uite că ne aduce instant 105 OVR, ceea ce e super, super bine. Și dăm lui, uite, un rank 3. Și de rank 4, ca să dăm sigur, mai avem nevoie de un Mascherano. Un Mascherano care nu prea există. Și nu vreau să mă risc, sincer, să-i dau cu 3. Așa că lăsăm pentru mai târziu. Clasic, maxăm aici dexterity-ul cu skill points. Și deja să transferăm trainingul de la Mbappé. Și cred că aș putea eu chiar la 106, nu? Să urc ratingul ăsta al echipei, deja cu jucătorii pe care i-am, doar din contul rankurilor.
la Zidane, Arnold și Hazard dacă aș avea rank 4, dar e nevoie de 15 Mascherano în total, am 4, mai am nevoie de 11. Cam greu, tată. Dar mai vedem. Poate mai vin niște jucători interesați de pe undeva, de pe la pachete. Poate cumpăr unii iarăși în stand de pe market cu rank ceva mai mare și ajungem rapid și la 106, că s-ar putea. Ce zice acum domnul Hazard la atribute? Zice bine, presupun, știu că avea 4 cu 4 acolo. Senzațional, 142 pace-ul deja. O să fie și mai și odată ce îi dau rank 4 și un level 25 la training. Acum, interesant cum este și in-game, dar am dat de câteva ori de el. Mi-a plăcut. Titirez, nu e super înalt, agility balance mare, pe dribbling bombonică. Și cred că o să-mi slujească bine și superb că am atins acest 105 rating într-un final. Doar că, uite, am rămas cu 000 coins. Toate resursele s-au dus pe apa sâmbetei și aș avea nevoie cât de rapid să fac rost de resurse. Noi să zicem că l-am pe acel MatuID, poate mă fac cu el odată ce mai crește în preț la vreo 70 de milioane și mai iau poate în curând picul ăsta de 3000 și dacă aș avea un noroc cât de cât de aici să mă mai fac cu niște 10 de milioane poate și să trec de 100 de milioane cât mai rapid înapoi. Să mă simt mai confortabil cu resursele de pe cont. Iar acum, hai să dăm un meci de versus attack, actually, să-l vedem pe domnul Eden Hazard în acțiune mai des. Să-l încercăm, să-l sărutăm pe obrăjor și să-i zicem bine, ai venit la echipă. Domnul Hazard, nu e Hazard aici, Gerdinho pe partea lui Hazard. Domnul Eden Hazard, Hazard, îi zic cum o fi. Finesul frumos. Deci el pe stângul nu are 4 parcă la weak foot? Sau nu era stângaci? Stai bă că mă încurc deja. Pe ce are 4 la weak foot? Stângul sau dreptul? Dar oricum din apropierea careului nu o să simt o problemă cu acel 4 la weak foot. Din careu mă refer, că din apropiere acolo așa din afara careului deja o să fie mai greu să nimer cu piciorul ăla slab, cu finesul, cu tot ce o fi. Dar uite că deja și marcat câteva goluri minunate, mă așteptam să-l spulbere de pe picioare pe acest domn, Zidane, dar aparent a trecut mingea cumva prin portar acolo, nu știu, nu-mi explic. Schema, are schemă de bază ceva ciudățel, orice, numai nu ruleta, am înțeles și de la voi, că ați mai cumpărat din jucătorii ăștia noi și cam le bagă ca schemă de bază orice, numai nu ruleta. Ok. 10 chegolați, 1000 amor. Vreau să-l mai caut odată pe Eden Hazard, dar nu vine. Ăsta e Rodri. Ăsta e Rodri, tată. Dar noi vrem Hazard, uite așa, un fines. Încărcat full de acolo și a intrat. Și celebrarea lui super mega atletică, mi-a plăcut. Același Hazard, putea să dea un golațo și cu capul. Da, nu l-a lăsat nemernicul ăsta de arbitru. Să sperăm că în vreo 10 ani poate rezolvă și ei treaba asta în joc, să nu fluiere arbitru. Ok, la meciurile de versus atac înțeleg că fluieră ei când fluieră, dar știți că fluieră și când efectiv ești la o milisecundă să șutezi într-un meci de head-to-head, fluieră finalul reprizei sau finalul meciului. Super, super, mega ciudat. Cum arată echipa? Mulțumit. Eu sunt de cum arată această echipa noastră senzațională. Următoarele modificări cumva ar trebui să vină acolo în apărare, nu? În locul lui Maldini, în locul lui Schmeichel să aducă alți jucători. Asta e Maldini cât are? 98-99 de fapt are ratingul de bază și el și Schmeichel și Zidane actually. Cine cum este tradable de pe aici? Maldini știu că era tradable, exact. Și are un preț destul de mare, vedeți, în acest moment, a mai crescut. Dar n-aș vrea să cumpăr de pe martie ceva, că nici n-am coin și necesari. Să aduc ceva în locul său, poate prind ceva de undeva, îmi surude și mie norocul din pachete. Ceva de peste 100 UVR pe central back. Untradeable și aș juca băiatul ăla și de pe Maldini să iau coin și cam aceeași situație este valabilă și la Schmeichel. El tot este tradable și costă ceva în acest moment, iarăși a crescut prețul său pentru că este greu să faci rost în acest moment de jucător de top din pack-uri de pe unde o fi. Like EA Sports pentru treaba asta. Mamă, stai, ce era să fac, nu știu.
Și Zidane este untradeable la mine, da? Exact, sunt curios cât mai costă Eusebio. A crescut și el în preț? A cam crescut și el, ești nebun, la 700 de milioane aproape. Absolut insane dacă l-aș vinde. Și Jairzinho parcă era tradable la mine. A tot un 400 de milioane. 450. Și nu mai era tradable Rai, care era tradable, el nu cred că este extrem de scump, dar tot a crescut și prețul său cât de cât la un 200 de milioane. Și la Rodri, ce zice? Rodri al meu, transfer, tot un 400 de milioane și el a mai crescut și el în preț. E bine, dacă vreau să mai fac ceva mutări pe undeva cu niște jucători tradable, e bine că am jucători tradable de unde pot să mai iau niște coins, niște resurse în perioada următoare. La cât de sus sunt prețurile în acest moment. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru susținere, nu uitați de like, abonare, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!